Comuna Ponoare se pregătește să devină centrul tradiției și al muzicii populare românești în perioada 2-4 august, atunci când va găzdui cea de-a 18-a ediție a Festivalului Național de Folclor Ponoare-Ponoare. Timp de 3 zile, evenimentul va aduce la oaltă iubitori de folclor pentru o celebrare de neuitată a tradițiilor și culturii autentice românești. În perioada 2-4 august, Comuna Ponoare va fi gazda celei de-a 18-a ediție a Festivalului Național de Folclor Ponoare-Ponoare, un eveniment de tradiție care celebrează bogăția și diversitatea muzicii populare românești. Deschiderea festivalului va avea loc vineri 2 august cu tradiționala Hora Satului, un moment de sărbătoare comunitară care va aduce la oaltă locuitorii și vizitatorii într-o atmosferă vibrantă și plină de energie. Sâmbătă 3 august, programul va continua cu Parada Portului Popular, acolo unde participanții vor putea admira costume tradiționale din diferite colțuri ale țării. În aceea zi va avea loc și concursul de interpretare, în cadrul căruia tinerii talentați și artiști consacrați vor concura pentru a demonstra maestria lor în interpretarea muzicii folclorice. În plus, în ambele zile de festival, publicul se va putea bucura de reprezentații live ale unor soliști renumiți ai cântecului popular românesc, printre care se numără Olguța Berbec, Remus Novac, Ileana Lăceanu, Ionuț Tudorescu, Cosmin Bârlan și alții. Într-adevăr, ne apropiem cu pași repezi. Mâine, practic, începe Festivalul Național Concurs de Folclor Ponoare-Ponoare. Mehedințiul intră într-o sărbătoare și cu siguranță o să fie una de înaltă ținută, pentru că aici la Ponoarele lucrurile sunt făcute bine și cu siguranță toată țara știe acest lucru, așa că așteptăm concurenți, așteptăm oaspeți să vină de peste tot din fiecare colț al țării. Ponoare Ponoare afla la ediția 18-a, invită toată lumea la joc, cântec și voie bună. Programul festivalului va fi următorul: în data de 2 august, începând cu orele 20, va avea loc Hora Satului, iar atmosfera va fi întreținută de orchestra Mass Music. În data de 3, începând cu ora 18, va avea loc Parada Portului Popular, unde vor fi îmbrăcați atât vârstnici cât și copii în porturi populare, atât din zona de nord a Mehedințului, cât și din Plaiul Cloșani. Spectacolele vor fi completate de o atmosferă deosebită în jurul unui foc de tabără, care va adăuga un plus de farmec serilor de festival. Festivitatea de închidere va avea loc duminică 4 august, Gala Laureaților, un eveniment dedicat recunoașterii și premierii celor mai valoroși participanți și interpreți din cadrul festivalului. Festivalul Ponoare Ponoare promite 3 zile de celebrare a tradițiilor și culturii populare, reunind oameni din întreaga țară pentru a trăi și a savura împreună frumusețea și autenticitatea folclorului românesc.